când eu am găsit la proful momentul exerciții de matură? Astăzi din 0. Pa, pa. 0. 5, 2, 7. Vă spun că filmul va intra duminică la ora 7, într-una din duminici. Nu știu asta sau filmarea ceva. Aia? Da. Care s-a făcut atunci? Da. M-a anunțat astăzi. Mm-hmm. Va intra și... Deci David are o temă. Te rog. În ecuații. 1,25. Mai mic egal decât A cu 2B. Mai mic egal decât 4,78. 4,78. Și, oare și a doua relație, dar fi da, A și B? Da. Și 37. Și profesorul cum înțelege? 37. Mai mic egal decât 2A plus 3B. Mai mic egal decât 15,2. Aflați 4A plus 7B. 4A plus 7B este cuprins între cine și cine? Sapăr. Deci sapăr între cine e cuprins 4A plus 7B. Dacă am adunat relațiile, am avea 38,25 mai mic. Deci tu tragi cu coarda ochiului spre 4A plus 7B. Dacă le adun, apare doar atât. 3A și 5B. N-apare 4A și 7B. Ce mă fac? Cum fac eu rost? Visez. Visez. Ca atunci când le adun, când le scart, când fac tot felul de lucruri. Nu, când le adun. Pentru nu am voie să le scart. Că se schimbă sensul. Ai o daria? O... Am o idee. Te rog. Dacă am înmulțit prima egalitate cu 2. Pe prima inegalitate cu 2. 2. De fapt, dupla inegalitate. Prima relație poți spune. Prima relație cu 2. Însemna că aici apare cât? 2A și acolo 2A, 4A și acolo o să fie 4B și 3B. Excelent. Bună idee. Deci să mulțim asta de aici cu 2. Și o să o luăm din nou. 1,25 ori 2 a să fie mai mic decât 2 pe lângă A plus 2 pe mai mic decât 2 ori 4,78. Davide, de ce crezi tu că ai venit în minte să mulțească cu 2? Davide, Alex, Andrei și tu? Horia. De ce credeți voi că Dania s-a dus să mulțească prima relație cu 2? De ce n-a mulțit-o ca a doua cu 2? Pentru că ea a văzut foarte repede. A doua, dacă ar fi mulțit-o cu 2, era 4A și 6B. Nu? Și a deja 4A și cu cealaltă nu sunt mai lucrate. De aceea mulțește totul cu 2. Ăsta e motivul. Am vrut să pătrundem în mintea ei, să înțelegem de ce am mulțit cu 2, de ce n-am mulțit cu 5, cu 7. Atât cât a fost necesar. Da? Asta am făcut. Așadar, asta se mai scrie acum. Te rog să vorbești, David. 1,25 ori 2 face cât? 3. 3 face, nu, da? Nu face. 2,50. 2,50 sau 2,5. Da? 2,50. Mai mic decât... Vorbește, da, Daria. 2,5 mai mic decât 2A plus 4B. Plus 4B. Mai mic decât Doria. Mai mic decât Doria. Mai mic decât... Dar nu deodată, 2,16 era după așa, că doamnă 2,714 și cum 15, am ajuns la 2,48 și 9. 9,56. Sunt de aceea de gând să fac Andrei. Ce
Scriem ce a doua relație sunt ea. Deci de sub scriem exact relația a doua, așa, 37, mai mic decât 2A plus... Mai mic. Mai mic strict, poate. Deci nu simt mai mic e deal. Mai mic strict. Mai mic decât 3B, care e mai mic decât... Da, și despre ce pe tot? Mai mic e cam. Peste tot. Peste tot. Atunci peste tot cu nimic. Și pe clipa asta trag liniștea în membru cu mearul și va fi, Davide, 30 și cât? 39, 40. Da. Mai mic egal decât 4. Mai mic egal decât 4. Acum să fie la A, acum susține pe la A. Și să puneți la început exercițiului mai mic egal vizitor. Peste tot. Da. Și la, și la aflați? La 4-a cu 7 de tot mai mic egal, domnul. Așa, între ce și cine este? Mai mic egal, da, între cine și cine. Așa. 4-a cu 7 de mai mic egal decât? 24,76. Răspunsul, 4-a cu 7 de se găsește cuprinse de 39,5 și 24,76. E bine așa? Poate 3,7 a fost aici. Asta mă gândesc eu, domn profesor, eu am început. Ce zici 37? 3,7. Așa mă gândesc eu. Că ăsta e mai mic decât 15. Că dacă l-am învățit cu 2, l-am dus în 2,5. Pentru că 39,5 este mai mare decât 2. Nu, nu, nu. Dar 37 ca să fie mai mic decât 15. Exact, da. Ca lumea, 3,7. Așa, da. Dacă e 3,7, acolo să fie 6, doi. Deci am făcut modificarea și avem 6,2, mai mic decât 4,7, mai mic, egal decât 24,76. Da? Altă întrebare? Mai e și altă temă, mai facem un subiect de teză atunci. Să rog. Copiii, voi sigur, nu aveți nimic? Păi aia, trebuie să mă aveți. Nu avem, avem pentru toate. La care sunt la toate ecuații. Ecuații nu vreau să facem acum? Și-am făcut deja 3. Acum facem de copilul ăla. N-am făcut deja 3, dar la școală. Facem deja 4. Ari, dar încercuiți răspunsul corect de teză. Primul exercițiu. Da. Numerele X aparțin, mulțimii numerelor naturale, pentru care 3 supra X plus 1 reprezintă un număr natural, sunt. 3 supra X plus 1 reprezintă un număr natural. Din natural, sunt. Dacă și mai tare, X aparține mulțimii. Vreți să vă dau o mulțimile care sunt așa și ele aici? Nu. Bine, să zic că ei. X și 2. Doi, deci dacă e la 2. X plus 1 trebuie să fie divizorul lui 3. Da? Și ca să fie din zona lui 3, Ar mai fi unul. Ca X să fie 0 și ar fi 3 pe 1, adică 3. Tu ce-ai făcut? Nu ai greșit. Te-ai gândit la o simplă soluție. Da. Dar nu așa s-a gândit și ține. Trebuie să gândim așa. Trebuie să fie X plus 1 e număr natural. Dacă X plus 1 aparține mulțimii divizorilor lui 3. Da? Divizorul lui 3. Adică ce înseamnă asta? Câți care sunt divizorul lui 3? 1 și 3. Și vă părând, X plus 1 egal cu 1. Și ce înseamnă că X egal cu 0 și îmi place? X plus 1 egal cu 3. Și atunci X egal cu 2. Și deci mulțimea X aparține tuturor. Deci, X și, înseamnă și 0 și 2. Mulțimii valorilor 0 și 2. Vă mai dau eu un X. Să se determine
2. Să... Nu. Se dau mulțimele. A mare egal cu toți aceiași naturali cu proprietatea că 22 supra 3x plus 1 e număr natural. Iar B egal cu toți aceiași numeri naturali pentru care 17 supra 3x plus 5 e număr 3x minus 5. Așa, e număr natural. Să se facă operațiile. A reunit cu B egal cu cine? A intersectat cu B egal cu cine? A minus B egal cu cine? Deci A mare înseamnă toți ieșii naturali pe care după ce îi înlocuim aici și facem împărțirea, s-a număr natural. Mai poți să dai răspunsul direct? Ce vreau să spui? Hai să vedem. Da, te vezi? Da, X egal cu 6 la primul. 7. X este egal cu 0. X egal cu 0, iată. Și o mai fi și altele. Deci nu așa trebuie făcut să dăm un răspuns. Ai înțeles? Tu te-ai dus pe ce? Pe varianta să facă împărțirea exactă. Dar noi gândim altcumva. Dar este să fie luată cina și B? Nu. Atunci X poate fi... Dar nu vreau un răspuns de așa. Dar lucrați voi, imaginați-vă toți. Adică... Deci începem așa. 22 supra 3x plus 1 e număr natural. Dacă și numai dacă, când da, vede, când o fracție devine număr natural? Te rog? Când numitorul poate numitorul. Adică ce să fie numitorul? Cum spune Andrei? Să fie un divizor. Dacă și mai dacă 3x plus 1 aparține mulțimii divizorilor lui 22. Iar divizorul de 22 care sunt? Nu, 11 și 22. 1, 11, 2 și 22. Și asta înseamnă că de aici 3x plus 1 putea să fie fiecare din variante. Deci 3x plus 1 egal odată cu 1. Și de unde rezultă că 3x egal cu 0. 3x egal cu 0. Adică x egal cu 0. Și îmi place. Altă variantă, dacă 3x plus 1 să fie egal cu 2. Și deci 3x egal cu 5. Egal cu 1. 1. 3x egal cu 1. Și deci x ar fi egal cu 1 pe 3. Nu? Fracția 1 pe 3. Și X nu mai este natural, trebuia să fie natural. Deci asta nu-ți place. Nu-i număr natural. Nu le e. Nu-ți place așa ceva. Altă variantă, Daria. 3X plus 1 egal cu... 3. Egal cu 3. De ce 3X plus 1 egal cu 3? Altă divizor nu mă spune de ce. Da? Adică... 3X trebuie să fie egal cu 10. 10. De unde X-ul va fi între 10 pe... 3, care nu este număr natural. Apoi, 3x plus 1 să fie egal cu cine? Altă variantă, 1, 2, 11 și 22, nu? Da, vede? Te rog. X egal cu 21. 3x egal cu 21. Rezultă x egal cu... Cât? Cu 7. Care este număr natural? Deci la A mare, ce elemente pune? A mare va fi făcută, va însemna, mulțimea A mare, trebuia să împărțim toți X-ii naturali
care fac ca fracția asta să fie naturală. Ce inși am găsit? Care ne plac. 0 și 7. 0 și 7. Te rog să vedem pentru 0 e bine? Da. 22 supra 1 este 22. Dar pentru 7. 3 ori 7 este. 22 pe 22 face 1. Vezi? Am găsit pe toate varii. La B acum. Ne ocupăm de 17 supra 3x minus 5 să fie număr natural. Asta se întâmplă dacă și nu mai dacă. 3x minus 5 aparține mulțimii tuturor divizorilor lui 17 și egal cu cine? Care sunt divizorilor 17? 1 și 17. 1 și 17. Și vom pe rând acum. 3x... Da, Julie, te rog să vorbești. 3x minus 5 egal cu 1. 3x egal cu 1 și 6. 6. Deci 3x egal cu 6. Adică x egal cu 2. Și-ți place, da? Te număr natural. Mă bucur. Pe urmă, 3x minus 5 să fie egal cu 17. Adică 3x egal cu 22. Adică x egal cu 22 pe 3. Și nu mai este număr natural. Așadar, mulțimea pe mare, B, A am aflat-o, unde am scris-o pe A aici. B-ul va fi formată din cine? Din elementul 2. Să facem are unii cu B. Are unii cu B este 0, 2, 7. 0, 2, 7. Punem la un loc ai elementelor. 0, 2 și 7. A intersectat cu B, egal cu mulțimea lideră. Și A minus B, a Davide, te rog, A minus B. A minus B. La scădere ce putem? Pentru ce nu se află în A și... Tot ce se află în A și nu se află în B. Adică cine este A minus B? 0 și 7. 0 și 7. 0 și 7. Și B minus A, Andrei? Egal cu 2. Da? 2. Iată, văzând că aici nu ați avut precizie și n-ați luat cu... nu v-ați gândit, graba voastră este să dați răspunsul. Nu mă frământă răspunsul, ci mă frământă să văd cum gândesc. Deci ca să fie o fracție număr natural, numitorul trebuie să fie o divizor al numărătorului. Numitorul în divizoarea numărătorului. Și am zis, care sunt divizorii? 1 și 3. Și am rezolvat ecuația de grad. Și am găsit valorile. Și de acolo, îndată, v-am dat eu două mulțimi. Cu ocazia asta am verificat cum trebuie și operație cu mulțimi. Da? Da. Bun. Da. Și să trecem la subiectul. Dar sunt așa câte 5 puncte fiecare? Da, da, acum profesor, nu mai e. Eu exercițiu m-am dus, Daria, ca să clarificăm lucrurile, știi? Și am dat... Da, așa, da. Da. Deci ești concret, așa, ca să... Sunt multe. Probabil pentru 100 de puncte. Are da, autor. Exact. Bine. Da, da, este da. 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 Să facem asta cu verde? Dar unde nu este? Să facem asta pe verde? Da. Te rog, dacă x împărțit la 2 este egal cu 1,5. Deci dacă x împărțit la 2 egal cu 1,5. Atunci pătratul numărului x e
este. Atunci, x la a doua egală. Dar asta e chiar simplu. Ei, asta e una. Bateză, să dă și așa. Cine împărți la 2 să fac 1,5? 3. 3. Deci, 3 la 2. Deci, de aici rezultă că din asta, x egală cu 3 și x la 2. Atunci, x la 2 egală cu 3 la 2, 9. Da. Următorul. Aproximarea la sutimp prin ADAOS a fracției decimale 14,235 este 14,235 este la sutim la sutim prin adaos aproximare și lovajime aproximarea 14,24 prin adaos, da? Este 14,24, da? Deci este aproximativ egal cu 14,24. Da? Da. Bun. Acum geometrie, dar n-am făcut, nu știu ce e geometrie. Da, dar voi mi-ați spus că cubul are atâtea fețe, câte fețe? Cubul are? Are 5, 6. Cubul are 6 fețe, dar câte muchi are, știți? Da. De muchi. Numărăm. 4 așa. 4. 4 sus. 6 ori 4. 24 de muchi. De ce 24? 24. Nu cred. Eu nu cred că are 24. 8. Câte muchi are? Și dacă este amțile de număr. De jur, deodată. Deja are mai 2, 3, 4, 5, 6. No, 4 așa. Da. 4 sus. Și 4 jos. 12. 12 ochi. Ce e mare lucru? Și repede, dar nu rămân 1, 2, 3, 4. 4 sus, 4 12. Da. Avem așa. Să vedem dacă ești mai aminte cum se scrie un număr decimal în partea 10. Dacă știu să-l descompun. Da. Da. Dacă ei știu asta, mai știți? Da. Calculați sumele. Calculați. 1 plus 3 plus 5 plus așa mai departe plus 2005. Se egal cu? Calculați sumele. Prima sumă. Așa. Da, calculați sumele. Dacă mai știu să calculeze asta. 1 plus 3 plus 5 plus 2005. Mai știți? Lasă-mă, așa o să vă pică aici. 1 plus 3 plus... Scriindere supresă e valut. 2005 plus 2003. Scrim în ordinea cealaltă. Da. După aia... 2 este valut 2006 plus 2006 plus 2006. Vedem câți de 2006 sunt și împărțim la 2. Și împărțim la 2? Da. Calculăm suma, dublu sume și după aceea împărțim la 2. Da, dar ca să nu mai pierdem timpul, aceea este demonstrația în sine. Dar primul asta este... ultimul? Sigur că primul cu ultimul și am făcut cât? 2006. Următorul ăsta, iar 2006. A scris 206. 2006, da. Și câte, câte astfel de grupuri? Asta vă întreabă. Păi o să scriem 206 ori numărul lor. 206. Câți termeni sunt, bă, dragă? Sunt... Întâi termeni și pe aceea de grupuri. Câți termeni? 200. Câți termeni are suma asta? Suma asta. Nu. Așa după schema ta. De aici, de la 1 până la următorul, dar fi 7, da? Câți termeni sunt aici? 4. 4. 1003 termeni. Dar cum ai făcut niciodată 1003? 2006 împărțit la 2. De ce? Pentru că diferența între ei este de 2. Nu? Aici cum se face? Câți sunt aici? 4. 7 scăzut 1.
Deci din ultimul scădeți pe primul. Din ăsta scădem pe ăsta primul, din ultimul scădem pe primul. 7 scăzut 1 fac 6. Împărțim la 2 pentru că ei cresc din 2 în 2. Așa? Fac 3 și plus 1, că adică începem... Da, așa, deci am făcut 2004 părți la 2 și am făcut apăra din mijloc. Deci ultimul minus primul, dar trebuie să aveți o logică, copii. Da, ultimul, da, da. Minus primul. Deci ultimul minus primul. Da? Și rezultatul împărțit la 2 pentru că îi s-ar de 2. 2, dacă ar fost din 3, 3. Deci 1002, 1002. Și adunăm cu 1. Și deci cât sunt? 1003. 1003 sunt. 1003. Deci, dar sunt 1003, că nu putem... Facem primul plus ultimul. 1 plus 2005. Ori cât sunt de aici? Ori numărul roșu a spus că 1003. 1003. Supra 2, da? E suma că a fost mai copie de azi. Stat aici, am trăguit atâta. Da? Deci facem cât aici, ori 2006, ori 1003, supra 2. Da? Faci 1003? Ori 1003. 1003 la pătrat. 1003 la pătrat. 1003 la pătrat, la revedere. Nu, valoarea ține. Exact. Vă rog să calculați suma următoare. Yes. Egal cu 1 plus 5 plus 9 plus... 60 și 1 plus 61. Da, 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 da. Deci 1 plus 5 plus 9 plus puncte puncte plus 61. 61 plus 1 plus 4. Plus 1. Deci da. Numărul termenilor, da? Numărul termenilor va fi. Numărul termenilor, așa zic, numărul termenilor egal cu 61 minus 1 împărțit la 4 plus 1. Adică 60 împărțit la 4, 15 plus 1, 16. Da. 16. Deci suma va fi egal cu 62 ori 16 supra 2. Face 31 ori 16. Cu asta am aflat suma. Ne-am amintit suma asta, că auzi? Da, auzi, da? Acum e clar, nu? Dacă mai aveți alții, da, da, te rog. Da, vedeți că le mai aducem aminte, vedeți că uite. Calculați X plus Y știind că X Y barat... Luați X plus X plus Y. Știind că... Știind că... X, Y barat plus Y, X barat este pătrat către. Plus Y, X barat este pătrat către. Pătrat, perfect. Perfect. Am putea să scriu numele în bază 10. Deci. Ne ocupăm și zicem așa. X, Y plus Y, X. Așa scriu pătrat. Da, și x, y, cu z, x egal cu 10 x vorbește. Plus y. Da. Plus 10 y. Plus x. Da. Egal cu pătrat. Egal cu, nu, muncim. Muncim, se vede. Egal cu cala 2. Egal cu... Poți să zicem cala 2, dar fi și trebuie echivalent. Dar lucrăm până când ajungem la... Este egal cu 11 x pe lângă y. 11. Pe lângă. Pe lângă X plus Y. Este egal cu ala 2. Și faci pătrat perfect. Și de aici ne dăm seama că 11 ori 11 ori cât se fac un pătrat perfect? 11 ori 11, deci X plus Y este 11. Deci numai așa, nu că aici este numărul primul. Nu, pe da, trebuie să... Deci din cauza asta de aici rezultă, dacă și numai dacă, X plus Y egal cu 11. Da. Fie numerele, X egal cu 9 la 3 adus la 2. Fie numerele. X egal cu... X egal cu...
9 la 3, totul la 2. 9 la 3, totul la 2. Învățarea 3 la 10. Minus. 3 la 2 la 3. Împărțirea 3 la 7. 3 la 2 la 3. 3 la 2 la 3, scară. Da. Scară. Da. Împărțirea 3 la 7. Și Y egal cu 3 la 2 la 3 la 4. 3 la 2, 3 la 4. Minus. 3 la 2, 2 la 4. Împărțirea 3 la 2. Plus 3 la 0, minus 0 la 3. Calculați. X plus Y. X plus Y egal cu cine? Y minus X. Y minus X egal cu cine? X la puterea Y. X la Y egal la X. Y la X. Și X ori Y. Și X ori Y. Și X ori Y egal cu cine, da? Da. Lăsă numai pe acela și vedem dacă e. Ce trebuie să aflăm? Păi uite, X plus Y, Y minus X, X la Y, Y la X și X ori Y. Cum propui oarea să lucrăm? Ne trebuie X-ul la aflat. Nu lucrăm, nu putem lăsa așa. Și atunci X-ul cu cineva? X-ul fi lucrăm la 6. 9 la 6. Împărțirea 3 la 10. 3 la 10. Dar dacă împărțim la minus. Minus 3 la 8. 3 la 8. Împărțim la 3 la 6. Și egal cu? Și egal cu 3 la 2 la 6. 3 la 2 la 6. Împărțim la 3 la 10. Așa. Minus 3 la 2. 3 la 2. Și egal cu? Da, ia. Este egal cu 3 la 12. Așa. Împărțirea 3 la 10. Da. Minus 3 la 2. Și egal mai departe, da, de pe? 3 la 2 minus 3 la 2. Adică? 0. 0. Y-ul va fi egal cu varia? Y-ul va fi egal cu ce mai e? 3 la 6. 3 la 6. Minus 3 la 8. 3 la 8. Împărțirea 3 la 2. Plus 3 la 0. Adică 3 la 0 îl faci. Da, vreau să lasă așa ca să-i calculăm. Bine, 3 la 0. Aici poți să spun 3 la 0. Plus 3 la 3. 3 la 0? E 1. E 1. 1. Nu? Și minus 0 la 3? 0. Minus 3 la 3. Și 3 la 3. 0 la 3. Minus 0 la 3, care face 0. Și egal mai departe. Acum hai să facem repede. Da, vedeți? 3 la 6. Minus 3 la 6 plus 1. Y egal cu 3 la 6 minus 3 la 3 la 6. Așa se vorbește. 3 la 6. Și egal cu 1. Și egal cu 1. Și acum X plus Y de aici. X plus Y. 1. Va fi egal cu 1. Y minus X. Y minus X. 1 minus 0. Tot 1, după aia urmează 0. X la Y. 0 la... X la Y va fi egal cu 0. 0? 0 la 1. 0 la 1. 0. Y la X. Y la X. Și Y la X. Y la X egal. X la Y egal. X la Y, de ce? Y la asta. Mă gândeam că și X-o pe asta. Y la X egal. Y egal cu 1. Da. Ziceam de următoare. Și X-o Y este... Și X-o Y? Este numic. X-o Y egal cu 1. Asta am zis eu. Da. Rezolvați în el inecuațiile. Da.
Asta rezolvați. O mie. Inecuație. Da. Inecuație. 1,25 x. Mai mic egal de 17,75. 17,75. Asta e una și doi. A doua. Sau le facem pe rând? Facem asta și bine. Deci împărțim ca să trebuie un X. Ei, am luat până acolo în mulțimea. 1,25 ori X, da? Dacă avem în 17,75 ori X. Nu. 17,75 ori X. Acolo avem în 17,75 ori X. 17,75. Atât. Deci împărțim prin totul, prin 1,25. Va fi X mai mic egal. X. Va spune că X mai mic egal decât... 1775 împărțit la 1250. 1775 împărțit la 100... 1000... Împărțit la 125. Asta e egal la 125. 125? Da? Da? Da, 125. Și echivalent, va spune că X mai mic egal decât facem împărțirea asta. Dar nu pot să spun ce sunt perioade, ca
fracție și fracție ordinară. Păi așa, acum împărțim prin 3,5 perioada municipală. N-ai cum să faci. Da. Să scriu o fracție ordinară. Deci n-am făcut de soluție, Daria. Deci să scriu în fracție ordinară. Deci aici am avut ce zi, am zis mai de 4. Puteam să facem și cu fracția ordinară de 4,15 și eram ușor. Sigur că da. Dar în clipa în care trebuie fracția ordinară aici, da. Și pe ăsta trebuie fracția ordinară. Deci nu pot lăsa așa. Așa încât inecuația devine. Inecuația devine 35, 3524 minus 35. Da, minus 35. Supra. Așa, minus 35. Nu, minus 5. Minus 3? Nu, este minus 5. Minus 5. Minus 5? Mai, da. Da, Elena. Părerea ta. Minus 35. Minus 35, tu zici minus 5. Da, minus 3. Și tu minus 3. Hai să-l acceptăm pe Davide pentru început și facem probă. Deci minus 35, zice Davide. Supra? Supra. 990. Păi, da, dacă e cum a zis el, ar fi trebuit să fie 9 minus. Jos. De ce nu? Mai pune și 3. Dar de ce? Dacă tot așa. Dar, Daria, nu fii supărată. Noi să transformăm. Dar... Îl transformăm și dacă da, ne dă exact ăsta, dar dacă i-am un pic dreptate. Dacă nu, nu-i bun. Nu-i bun. Deci el a spus așa, scriu totul și minus tot ce este prima perioadă, minus 35 zice, supra atât ți-a dat de nou câți ani în perioada. Deci ce nu face parte și... din perioadă. Deci tot ce nu face parte din perioadă. Așa în casă, am observat chiar problema asta, că se poate face și în alt fel. Știți chestia asta. Și bun, bun, dar are o hipă pe care trebuie să o observăm. Deci ea zice așa, 3524, da. Minus 5. Păi când vii tot numărul, nu mai zici minus 5. Sigur că da. Trebuie de ea amestecă. Păi da, când ești 3524, da, minus 5. Mai înțeles, Ania? 3 și 524 minus 5. Când ne punem pe 3 ea, este exact ce spui tu, dar dacă scrie așa tot, trebuie să scădem... Tot până la perioadă. Măi, dar ce cu ea fi venit exact. De chestia asta? De ce mă întreabă asta? Credeți-mă că, uite, datorită faptului că am doi vreau să vă credit, Davide are dreptate, aș vrea să aflu de ce... Autoritul ăsta, cine l-a pus la punct? Scădem tot, facem așa. Cine știe? Și nici nu știu dacă o fie adevărat lucrurile. Nici nu știu dacă e adevărat. Ar trebui după ce faci chestia asta, exact. Să faci o păsire, să vedem dacă fii mai bun. Hai să facem asta. Și cum o să ne gândim? Exact. Ia să le facem 3524 de 35. Vine 9. Hai, Gabi. Primii 489, da? Supra 990. Hai să împărțim 3489. 3489. Dar de ce? Dar puteți să simplificați prin 3. Prin 3 e mai ușor, da? Să avem numele mai mici, ca am și spus. Când devine fracția de rutină atunci. Și vine 3 în 3 o dată. 1163. 63. Supra 330. Oare se mai simplifică? Nu, nu-mi simplifică.